În perioada 9-10 noiembrie are loc la Iași a noua ediție a consfătuirii catehetice anuale din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Lucrările care reunesc preoții responsabili cu cateheza din cele 13 protopopiate ale eparhiei se desfășoară în sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan. În deschiderea conferinței, preoții Bogdan Racu, inspector eparhial pentru învățământ și cateheză și Cristian Barnea, consiliere parhial în cadrul sectorului educațional, au subliniat importanța catehizării. În primul rând are nevoie de cateheză preotul, care se pregătește pentru Sfânta Liturghie, se pregătește pentru cuvântul de tălcuire a Sfintei Evangheliei, se mai pregătește apoi prin etapele de formare, iată la Iașe, în centru de formare, cu tinerii preoți, apoi gradele preoțești. Probabil și cu siguranță se pregătește prin adâncirea lecturii Sfinților Părinți pentru a înțelege mai adânc cuvântul Sfintei Evangheliei, dar pentru a ajunge cu adevărat la inimile celor care stau în față, de toate vârstele, are nevoie să își cunoască credincioșii și nu doar prin taina spovedaniei, nu doar prin cuvintele cu care îi însoțesc în diferite momente ale vieții lor, prin vistele pastorale, ci să-i cunoască și să-i ajute pe ei să cunoască și să înțeleagă credința. În continuare, Părintele Mihai Pavel, inspector în cadrul sectorului teologic-educațional al administrației patriarhale, a prezentat concluziile Congresului Național Catehetic 2022 Hristos împărtășit copiilor desfășurat la mănăstirea Caraiman în perioada 4-7 octombrie. La final a fost prezentat raportul activității biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Iașilor pentru perioada 2021-2022 și stabilirea calendarului de activități pentru 2022-2023.